Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, o bijuterie arhitectonică ce a rezistat timpului vreme de 2000 de ani, va fi refăcut în cadrul unui proiect dezvoltat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Mai multe informații aflăm de la Sorin Blada. Construcția refăcută va ocupa o treime din spațiul actual al amfiteatrului, iar restul monumentului va fi conservat. Refacerea amfiteatrului va fi un adevărat regal în construcții, deoarece și etapa aceasta va fi exploatată de Muzeul din Deva, care se așteaptă la un record de 1 milion de turiști în perioada celor 4 ani în care se va derula proiectul, spune directorul Instituției de Cultură, Liliana Țolaș. Angajații muzeului nostru care fac ghidaj la Ulpia Traiana Sarmizegetusa vor fi îmbrăcați în ținute romane, vom avea panouri care arată etapele de parcurgere a acestui proiect, vom aduce cât se poate de mulți specialiști care deja încep să pregătească oarecum opinia publică în ceea ce înseamnă importanța existenței acestui amfiteatru în mărimea sa naturală, așa cum el a existat acum 2000 de ani. Proiectul este estimat la circa 5 milioane de euro. Banii ar urma să provină din finanțări europene și din contribuția Consiliului Județean Hunedoara. Mulțumim, Sorin, continuăm știrile.